Din vederea fiscalității, trebuie să înțelegem că a venit moda proiectelor de legi. Proiectelor de legi care nu sunt adoptate la nivelul întregului guvern. Avem proiecte de legi care sunt lansate de Ministerul Muncii, astăzi un proiect de lege, după aceea modificarea acestuia după două zile, remodificarea lui, proiecte de lege care apar în cadrul Ministerului de Finanțe și care după aceea sunt aprobate și nu mai sunt trimise spre publicare și nu mai apar niciodată. E un cadru legislativ destul de slab în acest moment. Indecizia guvernamentală de a majora sau nu taxele a făcut mai mult rău, pentru că spre deosebire de celelalte țări din jur care au aplicat majorarea TVA-ului și nu s-au confruntat cu o inflație, România a presupus că e mai bine să nu majoreze TVA-ul, cu toate că aceasta este o sursă majoră de venituri la bugetul statului și implicațiile sunt în principal la nivelul consumatorului, nu la nivelul companiilor. Bineînțeles că și companiile vor suporta o creștere a creanțelor, dar aceasta se reduce în timp, această implicație. De asemenea, așa cum spunea și Cornel, există zvonuri în piață conform căruia pasul 2 va fi totuși fiscalit. Iar aceste zvonuri, contează mai mult decât iar aceste zvonuri este mai mult o bursă a zvonurilor. Iar acest lucru, indecizia, nu poate decât să cauzeze anxietatea la nivelul managementului, la nivelul factorilor de decizie, care pot hotărâ doar relocare pentru o legislație mai stabilă și mai